Preoții din protopopiatul roman au aflat cu stupoare despre faptul că preotul paroh de la biserica din Valea Ursului a trecut la cele veșnice în după-amiaza zilei de 20 noiembrie, pe când se afla la cumpărături într-un supermarket din Roman. A fost un preot râvnitor, apropiat de inoriașii săi pe care i-a păstorit timp de 26 de ani, spune înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Solidar cu cei aflați în suferință, implicat în multe proiecte de construire și înfrumusețare a lăcașurilor de cult în parohiile unde și-a desfășurat misiunea, un slujitor care și-a asumat jugul lui Hristos, desăvârșindu-și chemarea preoțească. În aceste momente de adâncă suferință, adresăm familiei indoliate cele mai profunde gânduri de compasiune, rugând pe milostivul Dumnezeu să primească sufletul tânărului și destoinicului său slujitor în împărăția cerului, spune înalt preasfințitul Ioachim în mesajul publicat pe site-ul Arhiepiscopiei. Originar din Dumbrăveni, Vrancea, preotul a urmat Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în anul 1995. A fost hirotonit ca preot în data de 15 august 1992 la Mănăstirea Văratec de către episcopul Eftimie Luca. Din 1991 slujește ca preot în Valea Ursului. Preotul era căsătorit și avea 3 copii, 2 băieți și o fată. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească pașii și să ne dea putere ca să reușim să lucrăm în via Domnului și să aducem roadă spre mântuirea oamenilor și a noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Dumnezeu să-L odihnească în pace!